Dan Damaschin, omul de la care a pornit toată această poveste. Vă rog să vă gândiți doar un pic. Suntem aici și ne simțim minunat pentru că avem lângă noi o mulțime de mame eroine. Toată lumea pregătită, da? Sunt trei seri cu artiști mari, mari, mari de tot. Mulțumesc celor care s-au gândit să ne invite și pe noi să luăm parte, să punem din inima noastră în inimo și în sufletele voastre aici. Pentru a duce toată această activitate, am ființat Asociația Glasul Vieții. 10.228 de copii, rețineți această cifră. În această toamnă vor merge la școală, echipați cu tot ce trebuie, îmbrăcați din capul în picioare. Dar să nu uităm de ce suntem aici, da? Să ne distrăm și să facem fapte bune. Sunteți pregătiți? Mai avem o surpriză pentru că este vorba despre fapte bune, de aceea ne-am strâns cu toții aici. Iași, luminile toate sunt pe voi. Vreți să vedeți toate luminile în aer? Mulțumim încă o dată, Iași, ca întotdeauna. Rapne pentru voi. Vă mulțumim și vă mulțumim pentru tot ceea ce faceți. Pa! Spunem povești reale, poveștile unor oameni care la un moment dat au suferit și datorită părintelui Dan Damaschin și a oamenilor care sunt în jurul său, au fost ridicați și aduși pe linia de plutire. Faceți voi un pic mai bun viitorul acestei țări, pentru că noi îl punem în mâinile voastre.